La ședința extraordinară de Consiliul Local, care a avut ca temă refacerea caietului de sarcini al licitației de salubrizare, au fost prezenți 19 aleși locali din numărul total de 23. În deschiderea de ședință a luat cuvântul primarul municipiului Suceava, Ioan Lungu, care a vorbit despre motivele respingerii caietului de sarcini de către ANRMAP. Din păcate, documentația s-a întors de la ANRMAP. În primul rând este o observație legată de matricea de repartiție a riscurilor. N-am făcut această matrice de repartiție a riscurilor, aveți dumneavoastră la documentație una foarte vastă și laborioasă, ca să spun așa, riscuri de amplasament, o nouă categorie de riscuri, riscuri de proiectare, construcție și recepție, riscuri de la finanțator și finanțare, riscuri de operare, riscuri de piață, riscul legal de politica concedentului, riscul legat de activele proiectului, riscul legat de forța majoră și riscul legat de profitabilitatea proiectului. Sigur, ele sunt calculate aici în anexă, în ce proporție se împart între concedent și concesionar. Este o parte nouă de legislație, ca să spun așa, pe care n-am știut-o. Asta e, nu vreau să mai comentez, este culpa noastră. A fost una din motivele pentru care s-a întors această documentație înapoi. La fel au mai fost și observații legate de eliminarea condiției vechimii mașinilor. Noi am pus acolo mașinile jumătate din parc să fie cu o vechime de până la 10 ani. Spune că este un criteriu restrictiv și trebuie scos. La fel, la modificarea ajustării tarifelor, nu este corect să trecem redevența ca un criteriu, ci ca nivelul redevenței. Și niște observații la categoria de personal auxiliar. Sigur, sunt observații pe care noi le-am corectat în caietul de sarcini, în măsura în care dumneavoastră veți aproba noua documentație cu toate cele 6-7 anexe care sunt anexate aici. Vom înainta din nou documentația și sperăm că în perioada cel mai scurtă de timp să putem face, să putem avea rezultate acestei licitații. Așa cum se știe, până la data din 1 decembrie mai este valabil acest contract cu firma Rosală, de aceea îmi voi permite ca în ședința ordinară a lunii noiembrie să vin cu un proiect de hotărâre de prelungire a contractului cu Rosală până se va delibera referitor la această licitație, să putem avea asigurată pentru această iarnă intervenția la zăpadă și la îngheț, să putem da posibilitatea celor de la Rosal să-și facă stocurile de material antiderapant pentru această iarnă. Noul format al caietului de sarcini, privind licitația pentru gestionarea serviciilor publice de salubrizare, a primit vot favorabil de la 17 din cei 19 consilieri prezenți.